Dragule Tată, venim la Tine, Doamne, din nou, să-ți mulțumim de atâta bunătate, atâta har, atâta milă, atâta îndurare față de fiecare din noi, față de lumea aceasta, față de Doamne, ne dorești așa de mult și mană peste măsură și binecuvântări multe. Doamne, onorat să fii Tată și Fiul Tău pentru dragostea, pentru atâta har și îndurare. Îți mulțumim și de jertfa Fiului Tău, Iisus iubit. Tot ce s-a putut da din cer, ai dat ai jos, a venit jos pe pământ și a locuit printre noi, iar noi l-am crucificat. Fiecare din noi, Doamne, am participat la răstignirea Fiului Tău, prin răutatea noastră, prin păcatele noastre, prin hrănirea eului. Doamne, iartă-ne pe fiecare din noi. Iartă-ne, Doamne, și fă-ne conștient că orice păcat al nostru pe Fiul Tău îl ucide, bate câte un cui în palme. Doamne, fă-ne conștienți că păcatul înseamnă răstignirea lui Iisus. Fă-ne conștienți, Doamne, că păcatul ne va ucide. Dacă nu va muri eu, vom muri noi. Aștere, Doamne, ca să moară euul nostru personal. Doamne, te rugăm să pui dragoste. Te implor în fiecare din noi, în fiecare familie, în fiecare copil al tău care este sincer și credincios. Pune dragoste, Doamne, în noi. Căci dacă vom împlini și vom avea dragoste, vom fi mântuiți. Dragostea față de tine, dragostea față de semenii noștri, dragostea față de dușmanii noștri. Aceasta ești tu, Doamne. Este caracterul tău, care vrei să-l ne dai și nouă tuturor. Te implor, dă-ne, Doamne, și schimbă inima asta nenorocită, ca să poată primi dragostea, să te putem iubi pe tine cu toată puterea, cu tot cugetul și pe toți semenii noștri. Să iubim așa cum vrei tu, nu ca pe noi înșine, că poate nici pe noi nu ne iubim, ci iubirea care a avut-o Adam și Eva. Până la noi, rămâi cu noi, golește-ne de noi înșine și așa să putem primi ca Domn, ca Mântuitor și ca Răscumpărător. Ne predăm ție, Doamne, și să facă voia ta în viețile noastre. Toate le cere în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. 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 Încă o dată spun un bun venit la studiu din această dimineață. Studiul școlii de sabat de astăzi poartă titlul Părtași la misiunea lui Dumnezeu. Am văzut din studiile trecute, s-a discutat despre misiunea lui Dumnezeu, care este de fapt planul de mântuire întocmit din veșnicie între Tatăl și Fiul în sfatul cerului, pus în aplicare în momentul în care omul a ales să fie neascultător. Misiunea lui Dumnezeu a fost aceea de a-L aduce pe Dumnezeu înapoi la starea inițială. Și odată ce misiunea lui Dumnezeu a fost implementată, Dumnezeu a intervenit în drumul fără scăpare al omului, l-a salvat pe om pentru ca el însuși să fie, cum spune aici titlul, părtaș la misiunea lui Dumnezeu. Ne aducem aminte de Avram, căruia Dumnezeu i-a spus: te voi face un neam mare și te voi binecuvânta și vei fi o binecuvântare. Deci planul lui Dumnezeu pentru Avram nu a fost doar pentru a-l binecuvânta pe el, ca el să fie cel mai fericit om de pe pământ, să aibă toate lucrurile și să nu ducă lipsă de nimic, să nu aibă nicio problemă. Nu, ci planul lui Dumnezeu, după cum spune în Geneza 12 cu 3, voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta și voi blestema pe cei ce te vor blestema și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. Așa că planul lui Dumnezeu este acela de a fi noi înșine o binecuvântare. Și pornim de la un verset cheie, un verset central, pe care aș vrea să-l citim. Se găsește în Ioan la capitolul 13, versetul 34 și 35. Sper că se vede, e un pic așa mai ciudat, dar haideți să-l citim împreună. Sora Corina? Vă rog, dacă puteți. Vă dau o poruncă nouă. Să vă iubiți unii pe alții, cum v-am iubit eu,
așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Mulțumesc. În ce constă noutatea poruncii lui Hristos? Pentru că porunca iubirii era dinainte, nu? Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Este o poruncă clară din Tora. Și în ce constă totuși noutatea acestei porunci? Sora Gabriela? Să apară oare și dușmanii să vă iubiți vrășmașii? Pentru că nu știi care e aproapele tău și aproapele tău poate să fie chiar vrășmașul tău și la mulți știm că sunt familii multe la care vrășmașul este chiar în casă. Da. Pentru că înainte spune, dacă înainte s-a spus așa, eu vă spun, iubește-l, fă-i altfel decât îți face el ție. Fii altfel tu. E dificil, mă gândesc, dar nu e imposibil. Altfel n-ar fi spus Domnul lucrul acesta, dacă ar fi fost imposibil. Ai, ai. Nu ne-ar fi cerut Domnul ceva imposibil. Corect. Să te rogi pentru dușmanul tău, să te rogi pentru el, să-i gândești bine, chiar atunci când te doare și plângi că te-a rănit. Este o mare lucrare, să știți. Deci vedem lucrul acesta desăvârșit în Domnul Hristos. Și chiar în studiul de astăzi despre Avram vom vedea exact același lucru. Frate Nelu? Deci, vedeți, Domnul Iisus a oferit aceasta, deci a împlinit porunca asta nouă. Iubește de soare și peste bun și peste rău și Dumnezeu. E poruncă nouă, pentru că Dumnezeu a văzut că în timpul din urmă dragostea celor mulți se va răci. Este poruncă nouă pe care, dacă vrem cu adevărat, și vrem cu adevărat, mai repet, se poate prin puterea Duhului lui Dumnezeu. Dacă până nu vei Domnul Iisus a fost dinte pentru dinte, ochi pentru ochi, azi dă scămașa, dă tot ce ai pentru celor care te bajocurește și ai împlinit legea, vei fi mântuit prin dragoste. Da. Mulțumesc. Sora Valeria? Eu cred că modelul noutatea constă în faptul că Hristos, venind pe pământ, este un model desăvârșit în fața ochilor noștri. Da. Da, așa este. Exact. Deci misiunea lui Dumnezeu este aceea de a salva omenirea. Și pentru a-și atinge scopul, el ne-a atribuit fiecăruia dintre noi un rol în îndeplinirea acestei misiuni. Prin exemplul lui Avram, vom studia câteva dintre modurile în care putem fi și noi părtași la misiunea lui Dumnezeu. Prin câteva aspecte pe care le vedem în viața lui Avram. Ospitalitatea, iubirea pentru toți oamenii și mijlocirea. Acestea sunt aspectele pe care le vom studia. În primul rând, să privim la ospitalitatea lui Avram. Haideți să citim aceste pasaje pe care le avem aici, Geneza 18, de la 1 la 8 și celălalt pasaj, 12 de la 7 la 8 și 13 cu 18. Imediat afișez. Imediat afișez scriptura. Se vede suficient de mare?
Pe laptop, da. Dacă e atunci. Se vede și pe telefon ceva mai Ceva. aproape. Mai aproape dacă te uiți, se vede. Bun, atunci dau mai mare. Da, se vede foarte bine. Bun, haideți să citim. De la 1 la versetul 8, da? O să citesc eu? Te rog, da. Domnul i s-a arătat la stejarii lui Mamre, pe când Avram ședea la ușa cortului, în timpul zădufului zilei. Avram a ridicat ochii și s-a uitat și iată că trei bărbați stăteau în picioare lângă el. Când i-a văzut, a alergat înaintea lor, de la ușa cortului, și s-a plecat până la pământ. Apoi a zis, Doamne, dacă am căpătat trecere înaintea ochilor Tăi, nu trece, rogu-te, pe lângă robul Tău. Îngăduie să se aducă puțină apă, ca să vi se spăle picioarele și odihniți-vă sub copacul acesta. Am să mă duc să iau o bucată de pâine, ca să prindeți la inimă și după aceea vă veți vedea de drum, căci pentru aceasta treceți pe lângă robul vostru. Fă cum ai zis, i-a răspuns ei. Avram s-a dus repede în cort la Sara și a zis, ia repede trei măsuri de făină albă, frământă și făturte. Și Avram a alergat la vite, a luat un vițel tânăr și bun și l-a dat unei slugi să-l gătească în grabă. Apoi a luat unt și lapte împreună cu vițelul pe care îl gătise și le-a pus înaintea lor. El însuși a stat lângă ei, sub copac, și le-a slujit până ce au mâncat. Mulțumesc frumos! Ce elemente ale ospitalității vedem în exemplul lui Avram? Aduceți-vă aminte de Evrei, capitolul 13, cu 2, o poruncă a lui Dumnezeu, să nu dați uitării primirea de oaspeți, căci unii prin ea au găzduit fără să știe pe îngeri. Și cazul lui Avram este un exemplu foarte bun. Deci întrebam ce elemente ale ospitalității sunt demonstrate în modul în care Avram a acționat când i-a văzut pe acești oameni. Frate Gigi? E interesant că Avram nu a așteptat nimic în schimb. Nu a așteptat să vadă despre ce e vorba, pur și simplu. El s-a oferit. În principiu, cam asta este frumusețea poruncii. Să oferi slujirea. Mi se pare interesant că Avram dă dovadă de ospitalitate din toată inima. Nu știu dacă vi s-a întâmplat, dar poate că vi s-a întâmplat. Fie ați făcut așa, am făcut așa, fie ni s-a procedat așa. Adică ești ospitalier doar așa de ochii lumii, să zic. Spui, hai pe la noi, sau dai așa doar ca să dai o impresie, dar tu în inima ta zici, ai bine, mai bine dacă n-ar veni. Aici Avram, în schimb, zice că aleargă înaintea lor, i-a văzut, aleargă spre ei și imaginați-vă că locul acela nu era chiar unul atât de fertil, să zic. E o zonă mai aridă. Și Avram era nomad, da? Își amplasa corturile în diferite locuri și când niște călători treceau pe acolo, vă dați seama că o călătorie prin locurile acelea însemna lipsă de hrană, poate de apă, de
Deci Avram aleargă înaintea lor, îi cheamă. Ce învățăm noi de aici? Ce învățăm noi din exemplul lui Avram? Ce înseamnă pentru noi ca creștini să fim ospitalieri? Contează? E o calitate pe care o mai putem avea în ziua de astăzi? Sau din cauza că sunt atâtea boli, că e COVID, că e nu știu ce, că nu știu ce, ne închidem în casele noastre și nu mai primim pe nimeni. Gata, s-a terminat. Sora Gabriela? Este adevărat că Dumnezeu vrea să facă din noi niște oameni deosebiți față de ceilalți. Pentru că majoritatea lumii așa este, cum ai spus tu, noi nu trebuie să fim așa. Întotdeauna noi trebuie să fim contrarul. Dar nu acum să ne găsim că ne place contra, că sunt care le place să fie Gigi contra în orice situație. Dacă eu sunt cu albă, l-ai cu negru și dacă eu sunt cu negru, e cu alb. Sunt situații. Deci vrea să scoată din noi caracterul lui. Dumnezeu iubește pe toți, că de aia și spune dă ploaie și la cei buni și la cei răi, pentru ca să nu aibă scuză că Dumnezeu i-ar fi uitat într-un fel. Dumnezeu nu uită pe nimeni, indiferent cât de păcătos este omul. Noi trebuie să alergăm, de fapt, la Tatăl, pentru că El aleargă înaintea noastră. Fă tu un pas și El va face 10. Noi trebuie să alergăm înaintea celor care sunt în nevoi. Poate nu o facem destul sau poate chiar deloc. Când vine cineva și bate la ușă, nu-i întoarce spatele. Zice, chiar dacă sunt din ăștia care profită, sunt profitori, zice, nu-i întoarce spatele nici lui ăla. Pentru că Dumnezeu are măsura cu care să măsoare. Dar tu fă-ți datoria. Decât să nu o faci deloc, pentru că ăla, eu știu cine îi sau cerșește, sau ăla, mai bine fă. Acest lucru dezvoltă în noi ceva deosebit. Vom avea pe suflet povara de suflete, făcând lucrul acesta. Nefăcându-l, nu vom avea nici dragoste să mergi să duci cuvântul la aproapele tău. Pentru ce să-l mai duci? Cine te ascultă? Dar eu simt lucrul ăsta și cred că ospitalitatea și dăruirea face parte totuși din această povară de suflete. Și asta cere de la noi, cum scrie și în Pavel parcă. Să facem și să avem lucrul acesta. Ne interesează de aproapele nostru. Amin. Ar trebui să ne intereseze cel puțin. Iar da. Ce zice sora Rahela, acolo am citit pe chat, cu mâncarea, da, și eu mi-am pus întrebarea. De ce a tăiat vițelul? Pentru că înainte așa se făcea. Asta era o regulă. Făcea parte din sistemul de jerfe. Și a pus și unt și lapte, la care la noi în zilele de astăzi nu se mai cere așa ceva, din contră spune cu cât ne apropiem de sfârșitul timpului să renunțăm la produsele acestea. Dar așa cum ai spus tu, fiind într-o zonă de stepă, deșertică, nu ai ce să pui atâtea pe masă, nu ai cum. Dar la noi, în zilele noastre, mulțumim Dumnezeu că este. Acum depinde și de țară cât de săracă e. Dumnezeu ține cont de fiecare lucru. Ce putem avea? Eu, dacă la noi este din abundență de toate și eu totuși mă încumet să mănânc altceva, asta deja devine păcat. Deci trebuie să fim foarte înțelepți și să cerem înțelepciune și discernământ spiritual ca Dumnezeu să ne
învețe și să discernem binele de rău și ce este sfânt, de ce nu este sfânt. Atât. Da. Acum aș vrea să clarific, să nu se creadă că, nu cred că asta a vrut să spună sora Gabriela, că a făcut o jertfă. Nu. Jertfire de sine în sensul ăsta. Nu, acolo au mâncat, au tăiat vițelul ca să mănânce. Au adus unt și lapte, ce aveau de mâncare, e evident. Deci nu, aici nu avem o jertfă, dar subiectul nostru este misiunea. Cum, în ce fel a dat dovadă Avram de ospitalitate. Și da, nu e subiectul principal acum alimentația și mâncarea, însă vedem, da, că a dat ce a avut și ce a avut a fost foarte bun. Da, frate Cornel, vă dau cuvântul. Domnul Iisus ne-a iubit și spune că El ne-a dat și această poruncă să ne iubim unii pe alții. Văd aici multe lucruri de încurajare, pentru că aici vedem cum prin modul cum s-a comportat, vedem sacrificiul care l-a făcut, deși era în timpul amezei, era foarte cald, slujirea care au adus-o și dragostea care aveau pentru cei, pentru aproapele. Și apoi îmi place mult pentru că, cum vedem și în experiența lui Lot, Lot avea aceleași trăsături. Deci a avut și lui, i s-a întâmplat la fel. Când au venit să-l scoată afară atunci când trebuia să distrugă Sodoma și Gomora, și spune că și Lot a stăruit până au venit ei și au intrat în casa lor și le-au pregătit aceleași lucruri. Azi au mâncat și pentru noi învățătură, pentru că și noi trebuie să ne ocupăm mai mult pentru alții și să facem din dragoste. Că dacă nu facem din dragoste și e fală, nu are nicio... Deci Dumnezeu nu primește nimic fără dragoste. Da. Tocmai aici se vede, se spunea și pe chat, că Avram a dat vițelul cel mai frumos, cel mai gras. Da, pentru că a făcut-o din dragoste. Bineînțeles, aș vrea să ne adaug, pentru fiecare trebuie să fie asta, nu pentru cineva așa, dar nu pentru altul altfel. Da. Pentru toți tot una. Da. Da. Frate Viorel? Mi-au venit acum aminte două aspecte bune din Biblie. Una din Matei 25, ca misiune, ca slujitor și în dreptul nostru, ca și lui Avram, ni se spune că ori de câte ori avem posibilitatea, nu cum spune și, de exemplu, în Galaten, dacă nu mă înșel, că nu obosim în facerea binelui. Adică este o slujire, o misiune și asta. De exemplu, în Matei 25 spune că ori de câte ori am fost așa, 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 ați dat, pentru el, Domnul Hristos, se compară în cei mai nesemnați ucenici ai lui. Ori de câte ori am făcut un bine la celălalt, la cineva care este mai în nevoie decât noi, i-am făcut-o la Iisus. Și asta pentru mine, de câte ori s-a întâmplat, a fost extraordinar, o satisfacție, o fericire și o binecuvântare. Vă spun sincer, deci am fost foarte binecuvântat. Sau aspectul lui Iov. Ce a făcut Iov? Zice că pentru șchiop a fost picior, pentru orb ochi. El a făcut bine tuturor, a fost un bun exemplu care să răsună până în zilele noastre. Deci asta a făcut-o și Avram, când a văzut el, cum a spus și sora Gabriela, deci asta a fost obiceiul din timpul acela. Cu vițelul, acum noi nu mai tem, normal că nu mai tem vițel, sau, dar dacă trece cineva pe la poarta noastră și îl cunoaștem și îl vedem. Nu tăiem vedem, că nu avem, frate Viore. Și dacă aș avea, uite, am iezi, am miei, dar nu fac eu așa ceva, pentru că sunt care nu mănâncă carne. Nu? Și da. Atunci slujim altcumva. Poate că îl cazăm o noapte la noi, îi studiem din viața lui Iisus, îi arătăm exemplu și așa mai departe și rămâne cu ceva.
Deci asta e misiunea pentru fiecare. Nu poți să știi. La unul este ca să găzduiască, la unul poate este ca să ducă Evanghelia. Sau fiecare are o misiune și are un dar de la Dumnezeu aici ca să facă misiunea aceasta. Da. Un exemplu care l-a lăsat Avram. Atât am vrut să spun. Da, da. Mulțumesc. Frate Gigi? Da, să nu uităm că Avram a intrat într-un legământ cu Dumnezeu. Deci legământul era între tatăl și fiul și Avram a acceptat acel legământ. Iar acel legământ care Avram l-a acceptat cuprindea misiunea însăși. E un lucru care ar trebui să-l înțelegem foarte, foarte bine și foarte clar și foarte permanent. Lucrul cel mai puternic care poate să putem să-l dovedim înaintea lumii, că suntem copiii lui Dumnezeu, nu sunt cuvintele. De cuvinte, specialiști sunt toți, teologi peste tot. Dar cea mai puternică mărturie a unei evanghelii experimentate sau, să zicem așa, arătate, dovedite, este exemplu personal. Și chiar lucrul acesta Dumnezeu a încercat să îl inoculeze lui Avram, spunându-i, ieși afară din Babilon, pentru că ca să-l învețe un alt fel de trai, o alt fel de viață. Și aceasta ar trebui să fie pentru noi lecția cea mai puternică. Noi avem nevoie să ne punem în mâna lui Dumnezeu, să acceptăm legământul lui, să-l lăsăm pe el să trăiască în noi și slujirea care o vom împlini, cu siguranță va fi realizată de el, dar să nu uităm acest aspect. Avem nevoie să arătăm prin viața noastră, indiferent de situații. Avem nevoie să nu avem prejudecăți. Deci ăsta e lucrul cel mai frumos care Avram îl dovedește. N-a avut prejudecăți. Nu s-a gândit. Mă, cine sunt acești trei? Sunt hoți? Sunt bandiți? Mă omoară? Eu, din nefericire, cunosc anumite experiențe de la anumiți frați care s-au temut să bage în casă pe anumiți că, da, dacă mă fură, da, dacă îmi dă în cap peste noapte. Dumnezeu nu ne cheamă la așa ceva. Într-adevăr, Biblia spune clar, cercetați pe văduve și pe săraci, dar cercetarea aceasta înseamnă ceva mai mult de a zice merită sau nu, pentru că foarte mult se limitează doar la aspectul acesta când analizează textul acesta de cercetați. Merită să îi dau sau nu? Nu. Dumnezeu când ne pune textul acesta în față de cercetați, spune, luați aminte și nu zăboviți, oferiți, slujiți. Mulțumesc, dar în același timp cred că e nevoie de înțelepciune în lucrul acesta, pentru că într-adevăr sunt și multe înșelătorii și multe lucruri rele care se întâmplă și dar nu ar trebui să cădem în capcana aceasta, da, de a gata, nu mai ajut pe nimeni, gata, nu mai gata, s-a întâmplat, se întâmplă atâtea, nu mai vreau să am de a face cu un om care are o relație cu Dumnezeu, se lasă călăuzit de Dumnezeu. Vreau să mergem mai departe și să vedem în viața lui Avram cum s-a văzut iubirea pentru toți oamenii. Și aș vrea să privim la Geneza, capitolul 18, de la versetul 16 la 33. Să citim împreună pasajul acesta. Deci Geneza 18, de la versetul 16 la 33. Cine ar dori să citească? O să continui eu, că mie face plăcere asta. Îmi place mult textele astea. Da, te rog, frate Cornel.
Bărbații aceia s-au sculat să plece și s-au uitat înspre Sodoma. Avram a plecat cu ei să-i petreacă. Atunci Domnul a zis, să ascund eu oare, Avram, ce am să fac? Căci Avram va ajunge negreșit un neam mare și puternic și în el vor fi binecuvântate toate neamurile pământului. Căci eu îl cunosc și știu că are să poruncească fiilor lui și casei lui după el să țină calea Domnului, făcând ce este drept și bun și bine, pentru că astfel Domnul să împlinească față de Avram ce i-a făgăduit. Și Domnul a zis, strigătul împotriva Sodomei și Gomorii s-a mărit și păcatul lor într-adevăr este nespus de greu. De aceea mă voi coborâ acum să văd dacă în adevăr au lucrat în totul după zvonul venit până la mine și dacă nu va fi așa, voi ști. Avram s-a apropiat și a zis, veni mici, un pic mai sus. Bărbații aceia s-au depărtat și au plecat spre Sodoma, dar Avram stătea tot înaintea Domnului. Avram s-a apropiat și a zis, vei nimici tu oare și pe cel bun împreună cu cel rău? Poate că în mijlocul cetății sunt 50 de oameni buni. Îi vei nimici oare și pe ei și nu vei ierta locul acela din pricina celor 50 de oameni buni care sunt în mijlocul ei? Să omori pe cel bun împreună cu cel rău, așa că cel bun să aibă aceeași soartă ca cel rău? Departe de tine așa ceva. Departe de tine. Cel ce judecă tot pământul nu va face oare dreptate? Și Dumnezeu a zis, dacă voi găsi în Sodoma 50 de oameni buni în mijlocul cetății, voi ierta tot locul acela din pricina lor. Avram a luat din nou cuvântul și a zis, iată, am îndrăznit și vorbesc Domnului eu, care sunt decât praf și cenușă. Poate că din 50 de oameni buni vor lipsi 5. Pentru 5 vei nimici tu oare toată cetatea? Și Domnul a zis, nu voi nimici dacă voi găsi în ea 45 de oameni buni. Avram i-a vorbit mai departe și a zis, poate că se vor găsi în ea numai 40 de oameni buni. Și Domnul a zis, nu voi nimici pentru cei 40. Avram a zis, să nu te mâni, Doamne, dacă voi mai vorbi. Poate că se vor găsi în ea numai 30 de oameni buni. Și Domnul a zis, nu voi nimici dacă voi găsi în ea 30 de oameni buni. Avram a zis, iată, am îndrăznit și vorbesc Domnului. Poate că se vor găsi în ea numai 20 de oameni buni. Și Domnul a zis, nu voi nimici pentru cei 20. Avram a zis, să nu te mâni, Doamne, dacă voi mai vorbi numai de data aceasta, poate că se vor găsi în ea numai 10 oameni buni. Și Domnul a zis, nu voi nimici pentru cei 10 oameni buni. După ce a isprăvit de vorbit lui Avram, Domnul a plecat și Avram s-a întors la locuința lui. Mulțumesc! Ce vedem noi aici în rugăciunea lui Avram? Ar fi multe lucruri și aspecte de discutat, însă ne concentrăm în mod special asupra rugăciunii de mijlocire a lui Avram. Fratele Nelu? Da, vedem aici câtă dragoste, cât mijlocește pentru cine? Pentru semenii lui. Chiar că era și nepotul lui acolo, dar totuși iubește lumea și zice, dar cum să faci lucrul ăsta? Cum? Deci negociază cu Dumnezeu până ajunge la 10 și la 50. Câtă dragoste acolo. Dragostea asta nu poate avea nimeni dacă nu ai pe Dumnezeu. Deci acest tată al nostru, zicem așa, am blat cu Dumnezeu, am blat cu mână de Dumnezeu. Dumnezeu îi spune și ce are de făcut, nu? Îi descoperă. Iar el mijlocește, face ca și Domnul Hristos, mijlocește pentru păcătos. Sau pentru cei buni. Dacă or fi. Deci, câtă dragoste. Mă iubește dragostea lui Avram. Aici vreau să spun toate. Scot în evidență. Dragostea lui. Da. Fratele Lucian? În realitate, în Sodoma au fost un procent de 2% cei care erau, practic, doar Lot
cred eu, în opinia mea, că era bun în comparație cu procentul de 50 de oameni buni de la care s-a început numărătoarea. Asta mi se pare așa de mare, de lungă răbdare a lui Dumnezeu cu omul păcătos, în așa fel încât el iartă de 70 de ori câte 7 în fiecare zi pe cel păcătos. Asta vreau să zic. Vreau să atrag atenția asupra unui lucru. Vedeți cum se roagă Avram? Zice, să nimicești tu pe cel bun împreună cu cel rău? Vei nimici tu oare pe cel bun împreună cu cel rău? Poate că în mijlocul cetății sunt 50 de oameni buni. Vei nimici oare și pe ei? El se roagă ca Domnul să scape cetatea, dar adică pentru cei buni, câțiva buni să scape întreaga cetate. Interesant, nu? Da, frate Dean. Da, și este un lucru foarte, foarte important aici. Cei din Sodoma, locuitorii Sodomei, nu au fost ca oamenii, de exemplu, astăzi, eu stau aproape de Deva. Sunt la Deva o mare parte din oamenii normali. Sunt păcătoși, dar sunt normali. Sodomiții erau oameni foarte stricați. Știm că o mare parte au fost homosexuale. LGBT. Să zicem că un oraș plin cu oamenii care sunt în mișcare LGBT. Și Avram știa lucrul acesta. El nu locuia departe de Sodoma. Plus, sora Vai spune că sodomiții îl cunoșteau pe Avram și își băteau joc de el. Și acum Avram, știind ce fel de oameni sunt aceștia, și plus își băteau joc de el, totuși mijlocește pentru salvarea lor. Să nu fie nimiciți temporar, sigur, că nu, mântuirea lor în veșnică e altceva. Zile trecute s-a pus o întrebare pe Facebook despre niște femei care au venit într-o biserică, erau din mișcare LGBT, și întrebarea dacă trebuie lăsați în biserică să vină să asculte. Și o soră a pus următoarea întrebare. A fost convertit vreodată vreun sodomit? Deci, și am văzut și alte discuții despre acești oameni. De multe ori se vorbește cu foarte multă ură. Sora mai spune că Avraam a fost scârbit de păcatul lor, dar avea iubire față de oamenii aceștia. Erau niște păcătoși care aveau nevoie de Hristos, aveau nevoie de mântuire. Ceea ce vreau să spun este că suntem tentați, și acesta este spiritul diavolului, să urâm mai mult acești oameni. Oamenii care sunt mai normali, cum am zis, vecinii noștri, bălărași, care sunt normali, nu sunt sodomiți. Noi ne rugăm pentru ei. Dacă auzim despre cineva care este gay sau femei lesbiene, suntem tentați să-i urâm. Și am văzut felul de cuvinte care se rostesc despre acești oameni. Ca și cum doar spune, nu spune direct, dar felul de a vorbi despre acești oameni este: Doamne, aruncă foc și arde-i. Nu aceasta a fost spiritul lui Avraam. Nu aceasta este spiritul lui Hristos. Indiferent cât de mult a căzut un om în păcat, pentru el, până când este viu sau până când nu respinge harul definitiv, este speranță. Eu cred că în Împărăția Dumnezeu ar fi și sodomiți, adică sodomiți, că mă refer nu cei din Sodoma neapărat locuitorii, ci sodomiți de astăzi. Eu cred că în această mișcare LGBT sunt oamenii sinceri, care atunci când vor auzi solia despre iubirea lui Dumnezeu și adevărul, eu cred că unii dintre ei se vor pocăi și vor fi mântuiți. Care deci, au fost sodomiți? Care au fost sodomiți la trecut? Chiar și care sunt acum, când vor auzi solia, se vor pocăi și, bineînțeles, pocăința înseamnă și renunțare la păcat. Min. Sigur că nu vor fi sodomiți până la venirea lui Hristos. Asta e clar. Dar să nu respingem, avem cazul acesta lui Avraam, exemplul lui Avraam, și putem să ne rugăm și pentru ei. Pentru că mântuirea este și pentru ei. Hristos a murit și pentru ei. Asta este ideea. Atât. Da, mulțumesc, foarte bine zis. Doar completez și dau cuvântul și celorlalți. Ideea este că Avram ar fi putut să zică
Doamne, îl am și eu pe Lot acolo, o să-l nimicesc și pe el, dar totuși interesul lui nu era doar acesta, cum s-a menționat. El nu a cerut asta, el a cerut practic salvarea cetății și a dat dovadă de dragoste pentru... Bun, acum, da, pun întrebarea după aceea, poate că mai sunt alții care vor să completeze cu subiectul acesta. Fratele Gigi, vă rog. Să nu uităm faptul că ceva timp în urmă Avram chiar a salvat toată cetatea dintr-o luptă. Da? E interesantă lecția care Dumnezeu încearcă să ne-o prezinte aici pentru noi. Avram prinde un moment unic și mă refer la această mijlocire. Eu personal văd o tipologie a Domnului Hristos în ceea ce Avram face. Scopul lui Avram era ca toată cetatea să fie salvată, cum el mai și încerca să o salvat-o. Și a prins momentul că acum în fața lui Dumnezeu, poate Dumnezeu îi salvează. E interesant aspectul acesta, să trecem dincolo de răutatea omului, să trecem dincolo, ce înseamnă asta, de unde vine lucrul ăsta? E normal că vine din Duhul lui Dumnezeu. Noi de regulă suntem robi multor prejudecăți și asta ne înfrânează de multe ori să privim dincolo de obstacolul acesta și privim la... În loc să privim la om, privim la păcatul omului și îl băgăm pe totul la pachet, cu totul la pachet. Și exemplul care Avram, Dumnezeu prin Avram ne-l face acum e să mijlocim, indiferent de cât de păcătos ar fi omul. Da. Mulțumesc. Fratele Nelu? Vreau să înțeleg și ce a spus fratele Gigi și fratele Dayan. Întâmplător, așa cu Doamne, Doamne, în urmă cu un an am luat un homosexual în mașină, n-am știut cine este. Și din discuții zic, te iubește Dumnezeu. Ce oare pe mine mă iubește Dumnezeu? Dumnezeu iubește și dacă ai fost criminal, omule, nu știu cine ești. Și eu sunt homosexual. Domnule, ce mă poate ierta Dumnezeu? Domnule, zic, dacă te întorci, în 30 km de unde stau eu până la Arad, m-a întrebat de 4 ori sau de 3 ori sigur, oare mă poate ierta Dumnezeu? Oare mă poate ierta Dumnezeu? Aceeași întrebare, tot îi spuneam că Dumnezeu te iartă și nu mai face. Deci am văzut în el un om disperat. Adică, știți, noi mergem pe departe cu păcatul, Satana spune, nu se mai poate, tu nu mai poți să te iertat. Deci și oamenii din ăștia să poți fi mântuiți. Și asta nu mai păcăte omul, nu mai face de azi înainte și sigur ești iertat, sigur poți fi și mântuit. De aceea sunt de acord, noi nu avem voie să urâm pe nimeni. Dacă urâm un homosexual, ne-am pierdut mântuirea. Trebuie să iubim și să plângem pentru ei. Asta o să spun. Amin. Amin. Frate Lucian? Fratele de dinainte a dat un exemplu fericit. Dar eu vă dau un exemplu nefericit. Atunci când o astfel de persoană ne ține predică despre dragostea și iubirea lui Dumnezeu și că noi ar trebui să facem la fel, să iubim pe toată lumea, inclusiv pe ei și inclusiv să iubim homosexualitatea. Și atunci ce mai spunem? Pentru că până ca și diavolul le combină adevărul cu minciuna încât e inevitabil ca să nu se formeze. Nu vreau să-mi spun păcatul acum pe live, dar vreau să vă zic, adică n-are cum să nu te înfierbânți auzind astfel de discuții. Asta am avut de spus. Da. Da, există tot felul de lucruri și din păcate Dumnezeu nu mai este cunoscut în caracterul lui. Dincolo de aspectul acesta al iubirii lui Dumnezeu necondiționate, care cred că ar fi oferit șanse locuitorilor Sodomei și Gomorei dacă acestea ar mai fi fost, vedem
că lucrul acesta nu se întâmplă. Da, și la asta mă gândeam. Adică Sodoma și Gomora, până la urmă, sunt cetăți care sunt distruse. Și asta din cauza că nu mai exista nicio șansă de salvare pentru ei. Și-au pecetluit soarta, să zic așa. Asta numai Dumnezeu știe. Deci numai Dumnezeu poate judeca. De aceea rolul nostru nu este să ne transformăm în judecători, ci în mijlocitori, așa cum a fost și Avram. Și avem aici un verset foarte important, Iacov 5 cu 16, unde spune: mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Deci, îndemnul este foarte puternic și foarte important pentru noi astăzi. Să ne rugăm unii pentru alții. Să ne mărturisim păcatele unii altora. Bineînțeles, e vorba nu de a spune în public la toată lumea toate păcatele noastre, nu asta este scopul, ci de a ne mărturisi atunci când am păcătuit față de cineva, de a ne spune păcatul și de a ne ruga împreună unii pentru alții, ca să putem fi vindecați. În realitate, din Sodoma au fost salvați decât 3. 4 au ieșit, dar soția lui Lot s-a pierdut pe drum, să zicem așa. Totuși, o cetate mică, care înseamnă chiar lucrul acesta, o cetate mică, Tsoar, a fost cruțată. Vedem că dacă Lot nu s-ar fi rugat ca Domnul să-i îngăduie să ajungă acolo, și acea cetate ar fi fost nimicită. Vedem totuși și aici răbdarea lui Dumnezeu și bunătatea lui. Deci trebuie să mijlocim pentru cei cu care suntem în contact, nu numai pentru nevoile lor fizice, ci și pentru convertirea lor. Care au fost rezultatele misiunii lui Avram? Și ne apropiem imediat de încheiere. Care au fost rezultatele misiunii lui Avram? Dacă facem așa o comparație între Avram și Lot, putem vedea câteva similarități. Avram șade la poarta cetății, dar și Lot stă la poarta cetății. Vedem aceste paralele. Avram îi primește pe îngeri, dar și Lot îi primește pe îngerii care vin. Avram îi invită la masă și Lot îi invită la masă. Avram mijlocește pentru alții, dar și Lot mijlocește pentru alții. Geneza 9 cu 14. Deci, chiar și Lot, oricât de mult l-am criticat, Biblia îl numește, știți cum? Neprihănitul Lot. Și poate că noi n-am îndrăznit să facem lucrul acesta, dar dacă Biblia îl numește așa, înseamnă că așa este. Nu? În 2 Petru 2 cu 7 zice: și dacă a scăpat pe neprihănitul Lot, care era foarte întristat de viața destrăbălată a acestor stricați. Probabil că și Lot a avut defecte de caracter. Deciziile lui nu au fost întotdeauna cele mai bune, însă viața lui totuși a dovedit în cele din urmă că a căutat voia lui Dumnezeu. Deci avem de învățat și din deciziile rele ale lui Lot și din deciziile bune ale lui Lot. Da, sunt câteva mâini ridicate. Sora Gabriela, vă rog. Lot a trăit în prezența lui Avram. Mai aproape de microfon, se aude încet. Da, Lot a trăit în prezența lui Avram.
Nu se aude, nu știu de ce, se aude foarte, foarte încet. Zice că Lot a trăit în prezența lui Avraam. Da, acum se aude? Nu, nu se aude, se aude foarte departe, se aude așa încet, încet. Nu spune. Ok, atunci lasă. Nu se aude, nu. Încercați să intrați din nou. Și... Da, intrați din nou. Da, cred că a ieșit și va intra din nou. Frate Dean, până atunci. Da, despre Lot scrie foarte clar că el a fost sub influența soției sale. Deci dacă era Lot hotărât, așa cum spune și Biblia, capul familiei, Lot nu ar fi ales Sodoma. Dar soția lui l-a îndemnat și el s-a supus dorinței soției. Și încet, încet s-a apropiat, s-a apropiat și a ajuns în Sodoma. Totuși, a fost afectat, sigur că a fost afectat, dar totuși nu a ajuns să participe la păcatele lor. Așa cum ai zis, el și-a chinuit sufletul din cauza nelegirii care a fost acolo. Copiii lui, din păcate, au fost afectați. Și toți copiii, nu doar cei care au fost căsătoriți acolo, chiar și cei care au ieșit, cele două fete care au ieșit cu el, vedem ce au făcut mai târziu. Soția lui, de asemenea, care spune că a fost lumească. Deci asta este și familia care te poate duce în compromis. Căsătoria cu o persoană, fie bărbat, fie soțul sau soția lumească, te poate face să faci compromis cu păcatul. Din fericire, Lot, chiar dacă a fost sub influența soției sale, nu s-a lăsat totuși să participe în păcatele Sodomei. Deci se poate, chiar dacă avem familie, poate cineva are o familie în care soțul este din lume sau soția este lumească. Asta nu este o scuză ca să facem păcat. Lot a putut să rămână curat, chiar dacă a fost în mijlocul acestui oraș stricat. De aceea Biblia spune că a fost neprihănit. Sigur că influența lui Avraam, cum a zis și sora Gabriela, Lot a avut mult de învățat de Avraam. Educația pe care a primit-o l-a ajutat foarte mult ca în mijlocul stricăciunii să rămână totuși din partea lui Dumnezeu. Atât. Mulțumesc frumos. Da. Foarte important. Fratele Nelu? Știți ce mai putem învăța de la Avraam? De-aia a spus domnul neprihănitul meu, Lot, pardon. Iubirea. Când intră trei oameni străini și îți ofer fetele. Am două fete fecioare, vi le dau. Lăsați oamenii ăștia în pace, fără să știe că sunt îngeri lui Dumnezeu. Cât ce acolo? Iubire. Iubire cu defecte multe care le-a avut și el, dar are o iubire deosebită pentru niște străini. De aceea e importantă, mai repet și pun accentul de multe ori, pe iubire. Iubirea lui Dumnezeu și iubirea față de semenii noștri. E cea mai importantă, iubirea. Asta va rămâne în veșnicii. Toate vor dispărea, dar iubirea va fi este pentru veșnicie. Slătrină, deștea, credința și iubirea. Da. Fratele Gigi? Aș vrea să mă leg de un aspect care e foarte important legat de misiune. Poate foarte mulți ca misionari gândesc să planifice tot felul de proiecte și lucrări misionare mari, să aibă impact sau, mă rog, da, e bine. Dar eu ce observ din viața acestor oameni, Avraam, observ că ei au arătat prin lucruri mărunte, deși în inima lor au fost lucruri foarte importante. Primirea de oaspeți, mijlocirea au fost lucrări foarte importante, dar să știți că prin noi la rândul nostru, prin lucruri mărunte, poate nesemnificative, care nu bad la ochi, un cuvânt, o vorbă bună, un gest, rugăciune, contează enorm de mult. E una din cele mai frumoase misiuni. Îmi vine în minte
unul din exemplul lui Avram. El avea un obicei ca acolo unde pe campa cu tabăra să facă cât un altar și când pleca din acele locuri nu-l dărâma, rămânea acolo. Și se spune că de câte ori el pleca din acel loc, alți nomazi care ajungeau în acele locuri pe unde trecuse Avram, își dădeau seama că acolo a fost Avram. De aspectul acesta mă leg. Par lucruri nesemnificative. Lăsa în urmă un exemplu. Lucruri mărunte, care mai devreme sau mai târziu vor fi sesizate de alții. Și aceasta e o lucrare. Da. Da, sora Gabriela, vă ascultăm acum, sper să meargă. Se aude? Da, da, se aude bine. Na, în parte, în general a spus fratele de ea ceea ce aș fi vrut să spun. Dar m-aș lua acum de ce a zis fratele Nelu. Că spune că i-ar fi dat și fetele străinilor numai să nu se atingă de celor la sodomiților, numai să nu se atingă de străini. Nu vedeți că și privirea i-a fost afectată și gândirea în parte? Trăind în mijlocul unui popor stricat, corupt și așa cum este, chiar și mărturia spune, vei ajunge cu timpul să vezi lucrurile în felul lor, chiar dacă nu 100%. Cum să-ți dai fetele? Erau fete care, fete fecioare. Cum să-ți dai fetele? Ați face lucrul ăsta. Deci vedem că privirea lui deja era coruptă. Dar învățătura și ceea ce a văzut la Avram, trăirea care a fost lângă Avram, se zbătea în el cu ceea ce vedea. Era o luptă interioară pe care el o avea, că nevasta lui a fost lumească și din cauza asta a și pierit, cu toate că de dragul lui Lot a scos-o și pe afară. Vedem că și ea i-a influențat lui mult gândurile. El a fost, văd, un tăciune scos din foc. Exact, un tăciune scos din foc. Da. Pentru că nu poți ca tată să gândești așa. Eu așa zic și așa cred. Fratele Tolstoi? Da, dar eu acum vreau să spun altceva în apărarea lui Lot, că Lot, Avram a scăpat mai înainte pe poporul lui, pe Sodomă, pe Gomora, da? Din mâinile vrăjmașilor. Și toți locuitorii îl știau pe Avram. Știa cine este Avram. Și eu mă gândesc într-așa fel, că ei, dacă se atingeau, ei puteau să se atingă de mult timp deja de fetele lui Lot și de familia lui Lot, dar nu se atingeau de familia lui și de fetele lui, că eu cred că era frică din cauza lui Avram. Și de atâta și-a propus ca un fel de Lot știa că propun că totuși nu se vor atinge, dar să vedem. Și cred că de asta, nu, ei se temeau să se apropie de familia lui. Da, interesant aspectul acesta. Nu m-am gândit. Bun, mulțumesc foarte mult pentru tot ce s-a spus. Ce spune Avram, zice, cel ce judecă tot pământul nu va face oare dreptate? Dumnezeu a acționat cu dreptate și cu dragoste și cu dreptate. Acum, care trebuie să fie atitudinea noastră? Și e aici un slide cu câteva gânduri. Dacă facem un rezumat al acestui studiu, vom vedea că Avram a mijlocit pentru, nu doar pentru Sodoma și Gomora, dar trei oameni au supraviețuit. Lot a mijlocit pentru fiii, fiicele și ginerii săi, da? I-a chemat, dar n-au vrut să vină. Doar două fiice au supraviețuit. Deci, bineînțeles, familia lui Lot era mai mare, în sensul că sub grija lui, cred că avea și alți slujitori și așa mai departe. Acum se pune întrebarea, a fost mijlocirea acestor oameni un eșec? Nu.
are rost să ne rugăm? Păi și așa, toată lumea o să moară, că toți sunt păcătoși. Oare așa să fie? Și să ne gândim acum și fac un apel la inimile noastre, la cum ar fi procedat Iisus dacă un singur om ar fi fost mântuit. Doar unul. Ar mai fi venit Domnul Iisus pe pământ? Sigur că da. Spiritul profetic spune, chiar dacă ar fi fost doar pentru unul, făcea același sacrificiu. Ei, vă dați seama. Deci, valoarea fiecărui suflet, al meu, al tău, dar și al celui care noi îl judecăm și spunem că este cel mai depravat, cel mai păcătos, cel mai de jos, pe care atât de ușor îl dăm la o parte și pentru acel suflet, Domnul Hristos a murit. Și pe acel suflet Domnul îl iubește atât de mult. Iar noi, dacă e să privim cu adevărat la atitudinile noastre, așa cum s-a spus, vedem că de multe ori suntem răi. Nu avem această atitudine. Dacă e ceva să învățăm din această lecție și este o provocare pentru noi, este mijlocirea. Și mijlocirea, da, înseamnă, am văzut rugăciune, dar nu doar rugăciune. Și dispoziția de a sacrifica, de a da ceea ce este cel mai bun, de a căuta binele celui din jur, dar asta înseamnă dragoste față de aproapele. Și ne aducem aminte, nu mai intrăm acum în detalii, de samariteanul milos, care a făcut tot ce a fost nevoie și a spus, voi plăti și dacă mai sunt alte nevoi. Este un gând cu care aș vrea să încheiem din Cartea Patriarhi și Profeți. Haideți să-l citim. Sora Corina, vă rog, dacă vreți să citiți. Avram a mijlocit pentru Sodoma. A, nu se vede. Nu aici. Nu văd. Am scris scuze. Acesta. Da. Iubirea față de sufletele pieritoare a inspirat rugăciunea lui Avram. Cu toate că era scârbă de păcatele acestei cetăți corupte, el dorea ca păcătoșii să poată fi salvați. Profundul său interes pentru Sodoma ne înfățișează neliniștea pe care ar trebui să o simțim pentru cei nepocăiți. Noi ar trebui să cultivăm ură față de păcat, dar milă și iubire față de cei păcătoși. Corect. Amin. Amin. Și vin înaintea dumneavoastră cu o provocare pentru săptămâna care urmează. Suntem fiecare în diverse locuri, în orașele noastre, în localitățile noastre, ne confruntăm cu obstacole în a predica Evanghelia în mod adecvat și eficient și trebuie să-L rugăm pe Dumnezeu să intervină. Deci prima dată rugăciunea. E foarte important. Rugăciunea de mijlocire. Dar mai mult decât atât, o provocare avansată să îl rugăm pe Dumnezeu să ne călăuzească pe noi, să ne folosească pe noi și să ne ofere ocazii în care să intrăm în legătură cu oameni care trec prin situații dificile. Dumnezeu ne scoate în cale diferite situații. Poate cineva are nevoie să te rogi pentru el. Poate să-i dai o încurajare. Poate să îi oferi ajutorul tău, să fii ospitalier, să-l chem la masă sau să îi dai o haină. Să ne rugăm și să fie o provocare pentru noi săptămâna aceasta și nu doar săptămâna aceasta, ci să devină un stil de viață. Cred că avem de învățat de la Avram și mai ales de la Domnul nostru Iisus și lui îi mulțumim pentru că ne-a oferit atâta dragoste. Am putea spune risipă de dragoste. A dat totul. A lăsat tot cerul pentru noi, pentru fiecare dintre noi. Iar noi, să nu dăm și noi înapoi? Aceasta e legea Universului. Este legea vieții pentru Univers, dăruirea. Și cu acest gând închei. Da, frate Cornel, poate vrei să completezi cu ceva? Te rog. Nu vreau să completez pentru că a fost foarte frumos și clar. Eu vreau doar să vă rog frumos, aș afișa aici pe mesaje mail-ul meu, dacă aș putea să am și eu lecțiunea.
pentru că e în Vechiul Testament, eu iubesc mult experiența lui Avram și a lui Lot. De asta m-am și propus să citesc. Îmi place foarte mult ce s-a... E ceva care mie îmi place mult în Biblie și vreau să... Am văzut că e foarte completă lecțiunea și dacă vreți să mi-o trimiteți și mie via e-mail, vă mulțumesc. Da, te rog, scrie în chat adresa aici, și... Okay. Am afișat aici pe mesaj și dacă vreți, vă mulțumesc mult. Sigur. Domnul să ne ajute să fim și noi exemple cum a fost Avram pentru seminii noștri. Amin. Vă invit să încheiem cu o rugăciune. Dintre cei prezenți, poate este cineva care n-a avut ocazia să se roage sau să spună un cuvânt. Dacă este cineva și-ar dori să înalțe o rugăciune acum la încheiere, este invitatul meu. Tatăl nostru care ești în ceruri, Dumnezeul nostru și Mântuitorul nostru, slavă, cinste și închinare să aducem, Doamne, în această sfântă zi de sabat și îți mulțumim, Doamne, pentru bunătatea Ta, Doamne, pentru grija Ta care ai Tu față de noi, pentru îndelungă Ta răbdare, Doamne, care ne oferi. Îți mulțumim, Doamne, pentru lecția aceasta atât de importantă și pentru zilele noastre. Și ajută-ne și pe noi, Doamne, să iubim așa cum a iubit Avram. Dă-ne Tu, Doamne, această dragoste pentru fiecare om din jurul nostru. Ca să nu alegem să iubim numai pe cei care ne plac, Doamne, sau pentru cei care sunt într-o poziție cu noi sau într-o gândire cu noi, dar să înțelegem că Tu ai murit pentru fiecare suflet, Doamne. Întărește-ne Tu credința noastră și dă-ne Tu dragostea aceasta, fiindcă noi nu avem din firea noastră. Tu știi că numai Duhul Tău cel Sfânt poate să ne zestreze cu iubire și toate calitățile Duhului Tău, Doamne. În brațul Tău puternic ne predăm, Doamne, și biserica Ta, conducătorii poporului Tău, fii Tu, Doamne, cu fiecare. Fii Tu cu fiecare și trezește-ne din amorțeala aceasta spirituală în care ne aflăm. Arată-ne Tu, Doamne, calea, adevărul. Și ajută-ne ca să luăm o decizie în favoarea Ta. Rămâi cu noi mai departe în această sfântă zi. Și pacea Ta să fie în inimile noastre. Și te rugăm prin Domnul Iisus. Amin. 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 Amin.